Salut și bine ați venit la un nou episod de Satisfactory pe Iona Games. Sunt Alex, pentru care o să continuăm aventura, o să vă arăt ce am făcut. Am muncit foarte mult off camera. Hai să vă arăt acum, sunt pe un turn de observație. Tada, așa arată fabrica, frate. Deci un adevărat combinat siderurgic. Da? Haideți să coborâm de aici să vă arăt exact ce am făcut. Am muncit puțin mai mult, să zic așa, pe... Opa! Asta era să nu rupă, și anume... Opa! N-a un pic din... A scăzut pe scara aia, dar în sfârșit. Da, mi-a dat un pic de timp, dar a făcut ceva deosebit. Aici am pus două mine, extrag minereu de fier. Pe aici știți voi celebra zona de concret, da? Doar că am pus-o pe acolo frumos, pe lângă perete, așa frumos, cu o bandă. Iar aici este fabrica. Deci, haideți să vă arăt ce am făcut în fabrică. Dacă urcăm pe aici, ca să vedem așa de sus. Deci, este întreagă industrie aici. Da? Dar să vă explic și un pic cam cum vine treaba și după aceea o să continuăm să mai ne extindem, facem niște research, niște chestii de mare, mare interes. Bun. Aici, pe colț, este smelterul care lucrează minereul, face lingouri, lingourile pleacă, da? Pleacă pe aici, într-un, uitați, da? Pleacă într-un constructor și pleacă și în al doilea constructor. Aici se fac tablă, acolo se fac, cum îi spune? Bare de oțel. De fier, da? Și pe aceea pleacă din partea asta, pleacă spre și fac cim și șuruburi. Acolo, în parte se fac doar bare de fier și tablă. Da? Iar în partea asta, da, se fac, cum îi spune? Hai să aici, că nu avem problemă. Am încercat eu și n-am pățit nimic. Deci aici avem, pe de-o parte, avem concretul care vine în storage. Și acolo avem wire-ul și cablul, da? Frumos, elegant. Cablul deja am un storage plin, nu se mai face cabluri. Bun, ce am făcut între timp aici? Hai să vă arăt și pe afară. Aici am făcut o platformă. Aici o să vină ceva interesant, o să construim asta ceva interesant. Aici avem un mic constructor care îmi face mie biofuel. Nu am chinuit să fac, bag acolo doar biomasă și îmi transformă în biofuel. Aici am pus hub-ul, celebrul hub, și aici am două generatoare de la hub, plus că două generatoare de curent de la care le-am pus eu, da? Mi asigură curent momentan pentru tot ce am eu pe aici. Bun, cam aici am pregătit puțin zona pentru că aici voi construi space elevator-ul. O să vedem acum ce... Dar până una alta va trebui să facem un mic upgrade, da? Mai am de făcut un upgrade ăsta, și ăsta e important, dar pe mine mă interesează ăsta. Asta mă interesează, da? Pentru că vom debloca chestia de asamblat și vom debloca noi prefabricate, da? Rotorul și cadre modulare, ceva din asta. Da? Hai să selectăm pe asta și să punem, avem așa, o dată de asta, o dată de asta, mai punem și de asta. Ce mai trebuie? Roduri, mai avem pe aici. Avem și tablă, avem și de asta. Mai merge și mai luăm, nu e problemă, pentru că avem suficiente. Da, ne trebuie wire-ul, tablă și cu roduri. Avem aici frumos. Deci cam așa arată fabrica, imensă. Poate vă întrebați de ce este spațiul ăsta între. Aici o să pun asamblele alea. Deci o să vedeți voi, pentru că avem chiar nevoie de ele. Aici, deci ne trebuie, hai să luăm două de astea de tablă. Hai să luăm trei, că avem de unde acum. Ne trebuie și două, hai să punem trei și din astea. Da? Și ne mai trebuie wire. Avem aici. Imediat. Imediat rezolv. Am spus că în spațiul ăsta de aici o să vină niște mașini de asamblat, ceva de genul. Da? Nu de astea, îmi trebuie cabluri. De astea. Hai să luăm 20 de astea, să avem acolo. Da? Deci acum este mult mai simplu de făcut niște upgrade-uri, niște chestii, pentru că avem cam tot automatizat. Mai trebuie să mai automatizăm și mai trebuie să deblocăm. Doar că am făcut maximul de research aici la hub. Va trebui să construim neapărat space-ul, elevator-ul, ca să continuăm cu research-urile. Da, dăm aici odată. Ce mai trebuie? Nouă tablă, am zis. Și încă o tablă. Și încă una, pentru că am luat bine 3. Și cu asta, da? Și apăsăm butonul și în momentul ăsta zboară racheta. Da? Ia uite. Hop, ne-a dat noi clădiri și noi materiale. Op, materiale prefabricate.
A plecat, tati. Ia uite. Bun. Deci, ne-a deblocat ăsta. Ăsta ce face? Ăsta ne face nouă, din prefabricate, ne face, cum de exemplu, tablă de aer ranforsată, ne poate să facă și cadre. Da? Ia să vedem cam ce înseamnă asta în... ne trebuie 4 rotoare și 3 cadre de metal. Eu mi-am pus aici un craft, da, tocmai ca să stau aproape de storage-uri, uite aici, frumos. Da, și ca să facem rotoare, avem nevoie de șuruburi. Șuruburi care avem în care avem o grămadă, pentru că deja storage-ul e plin, parcă asta aici cu șuruburi. Da, ia uitați. Deja storage-ul e plin. Să și oprise producția, pentru că efectiv nu mai nu aveam să mai punem. Și acum facem deci facem rotoare. Da? Am făcut rotoare. Ne trebuie și modular frame de asta. Asta avem direct. Ce mai trebuie nou? A, tablă ranforsată. Putem să facem, nu e problemă, că avem cu ce. Da, astea toate care facem noi acum frumos cu mouse-ul click, 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 le vom automatiza și nu mai avem treabă cu ele. Bun. Avem cam tot ce ne trebuie să construim primul assembler. Ideea este că, deci pe mine interesează să fac prima dată tablă ranforsată. Tablă de asta avem nevoie de șuruburi și de tablă. Păi, șuruburi se fac aici, iar tabla nu aici, se face în partea asta la altă. Cred că trebuie să schimb eu puțin profilul. Vedem după aia. Bun, hai să punem primul assembler. Să punem undeva, să punem cu fața încolo. Uite așa, ceva de genul. Dar vreau să o pun aproape de perete, ca să încapă cât mai multe. Da? Banc. Avem primul. Ei, aici să băgăm, avem două intrări și o ieșire. Adică asta vă produce noi tablă ranforsată. Da? Și ne trebuie iron plate-uri și scriu iron plate-uri, luăm de aici, nu de aici, da? Și vom merge cu o bandă, ia să vedem, direct aici, da? Și pentru să ne pleacă tabla de acolo și ne mai trebuie șuruburi, care șuruburile avem de aici. Vreau să fac o chestie de genul și ceva frumos. Ce n-avem noi acolo? N-avem concret? Păi da, n-avem aici storage-ul. Bang. Tot automatizăm. Da? Hai să luăm și două de-astea de să avem la noi. Da? Nu mă întâlnesc cu roșu pentru că încă nu este alimentată cu energie electrică, dar o să o alimentăm și cu energie electrică. Hai să facem și ceva frumos așa, cât de cât. Să mergem așa rotund. Nu? Ceva de genul. Ar trebui totuși să o demontez pe asta. Să facem totuși ceva așa la design. Hai să mergem să punem banda asta aici. Și de aici plecăm așa. O dată drept. O dată să cam testează cu aia. Nu prea e bine ce am făcut noi. Hai să o tăiem pe asta. Bang și luăm de aici. Atât. Venim. Băi, dar curba e prea... facem altceva. Dacă nu merge așa, facem așa. Mergem... direct așa. Asta e. Cam ceva. Ceva de genul. Și ceva de genul. Da? Și în momentul ăsta ducem... dar nu trebuie să duc... Nu știu de astea trebuie să duc eu. Ah, ce-am greșit-o. Am greșit. Putem să facem ceva cu tablă și cu... Ia să vedem. Asta. Asta trebuie tablă ranforsată, asta trebuie cu șuruburi, asta trebuie cu șuruburi. Deci nu cu rodul, de asta ne trebuie nou. Da, ne trebuie cu șuruburi. Deci trebuia din celălalt storage. Da? Plecăm de aici. Băgat așa și venim cam ceva de genul
Nu ceva de genul, că nu e bine. Din păcate, dacă eu tai astea bandă transportoare, tot ce e pe bandă intră la mine în inventory. Asta e problema noastră. Bun. Cam ceva de genul. Da? Și în momentul ăsta noi am băgat în aici în mașinărie ce trebuie pentru tablă ranforsat. Va trebui să o alimentăm și să-i punem aici un storage. Vreau să-i pun un stâlp, ceva de genul, fiind o dată o alimentare. Vreau totul să fie și ceva la design. O să pun un stâlp aici. Vreau pe tot pe aceeași, acolo e banda aia, nu mă lasă. O să fie puțin cam strâmb, dar n-avem ce face. Am tras cablul la el. Și o să pun un stâlp aici. Unul aici, exact pe colț. Bang. Da? Și îl tragem și ăsta cablul de aici. Bang. Și de aici alimentăm jucăria noastră. Da? În momentul ăsta producem tablă ranforsată. Nu mai avem nevoie de... să facem noi acolo click, click, click. Da? Ideea este că... Ideea este că... Se pare mie că la... Ia să văd. La asta, la rotoare, la rotoare îmi trebuie tot la fel. Dar la asta îmi trebuie tablă ranforsată și cu roduri. Și atunci, în față la asta vom monta un splitter. Dăm aici un Q. La unde era? Logistic parcă. Și punem un splitter. Pentru că va trebui să ducem și într-un storage. Să ducem și într-un alt assembler ca să facem și altceva. Da? Asta bang aici. Hai să prindem și noi o lantenă ca să vedem ce se întâmplă. Și aici o să punem noi un storage. Bang. Da? Așa ca să și intre. Ia. Să punem și noi drept cât de cât. Ia să vedem. E pe aceea linie, e pe aceea linie. E intrat și o bandă frumos. Și în momentul ăsta noi producem... ia să vedem. Se duce? Producem tablă ranforsată. A intrat ceva? A intrat deja, uite, deja avem două bucăți. Da? Deci nu mai este să noi. Totul e automatizat acum. Avem și frumos tabla. Bine, eu o să fac o chestie de genul, aici o să mai pun încă un storage ca să păstrăm și șurul pentru altceva. Da? Dar ideea este că deja producem, deja produce tabla ranforsată. Bun. Hai să construim și... Vreau să vă uite câte ceasul. Avem ceva timp. Vreau să construiesc space elevatorul. Da? Avem aici space elevatorul. Ne trebuie tablă, ciment, nu e greu de construit. Eu zic că avem cam tot ce e acolo. Da? Hai să ne adunăm materialele și să construim Space Elevator-ul și să dăm drumul acolo la research. Vă spun, trecem la un nou nivel, alte tipuri de... Bun, dacă puneți să puneți niște lumini pe aici, pe sus, era tot ok. Prea îmi place mie că nu prea e lumina. Ce produce, ia să stângem asta, ce produce lumină sunt doar stâlpii ăștia de... Atât. Și... LED-urile astea, acestea, astea. Da? În rest, cam subțire. Bun. Ne trebuie 500 de ciment. Avem 1, 2, 3, 4. Ne trebuie ciment. Ne trebuie ciment. Așteptăm. Ne trebuie și din astea. Ia să facem un consocoteal. Deci, nu asamblu, ne trebuie aici la special. Atât de ciment. Avem cablurile, roduri și cu tablă. Bun, hai să mergem în partea asta. Da, am pus acolo cât de cât o punte, așa, o pasarelă. O să mai vin niște pasarele pe aici, în funcție cum se umple secția, fabrica asta sau cum e. Da? Ia să vedem aici. Avem, ia uite, deja avem tablă. Se face puțin mai greu totuși, pentru că, na, e tablă nituită, cred că zic eu mai bine, mai pe... Bun, hai să luăm de aici tablă și cu roduri. Da, am luat de aici. Ia să vedem, suficiente. Tablă suficientă, ne mai trebuie niște roduri și mai trebuie să facem niște ciment. Ia să vedem. Cum stăm acum? Păi, avem tot în afară de ciment. De concret. Hai să așteptăm concretul, să vedem ce se întâmplă. Și voi construi încă
ceva ansamblu ca să facă automat și rotoarele și cadrele alea de frame-urile alea. Da? Deci aici îmi trebuie încă 53. Puțin cam complicată treaba, dar așteptăm. Așteptăm că nu avem ce să facem. Eu am crezut că... Bine, eu am făcut așa o cât o socoteală, doar că am consumat ceva concret aici, când am folosit la stâlpi ăștia pe aici. Da? Bă, pe aici nu mai am, ia să vedem, nu mai am biomasă la mine. Nu mai am. În schimb, am biofuel, în caz de să opresc generatoarele. Da? Iar aici, mi se pare mie că mai am un singur research la hub. Da? Deci la tier-ul 0 e ciuciu, aici mai am un singur research în care deblochez niște overclock-uri, dar aș aștepta puțin, nu vreau să consum materiale care le-am adunat deja aici. La 2 sunt făcute toate. Deci, vedeți că aici sunt blocate. Astea nu putem să mai evoluăm pentru că să facem space elevator-ul. Da? Și acolo ne va da mai multe chestii. Bun, hai să încerc totuși să mă duc să văd dacă adun cimentul. Dacă nu fac altă șmecherie, voi adun de pe bandă direct. Vedem dacă pot să fac o ghidușie. 12,59. Ia să vedem. Bang. Bang. Cum, dacă te 62. Ia. Adun direct de pe bandă. Op. Op. A, doar câte 3 bucăți îmi dă. 4. A, de fier, mă. Unele sunt cu 3, altele cu 6. Op. Posesc pe aici, nu posesc pe aici. Posesc să-mi schimb, posesc partea asta la altă. Ia să vedem. Ca să vă arăt ce am făcut pe aici. Da? Eu ce fost a făcut aici, frumos, o bandă care vine așa frumos, elegant. Da? Ia să stau aici la colț, vedem. Punk. 71. Pac. Am luat încă 3. Pot să urc pe aici, nu pot să îmi dă voie să coboar în cadrul ăla. Și mă pot plimba și cu bandă, uite. Ia. 75. Mă duc până acolo, jos. Acolo sigur mă adun mai repede. Bang. Sau aș putea să fac o schemă, să mă duc până acolo jos și să adun direct minereu. Și să o fac eu repede, click, 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 că durează mult mai repede. Ia să facem, așa facem, ca să nu mai stăm, să întindem episodul ăsta. Da? Unde cobor și eu pe aici? Mergem puțin, facem un pic de spate, ia, sar pe bandă. Aha, a sărit pe lângă bandă. Cât mai trebuie? Încă 27 mai trebuie. Dacă iau, nu de aici. Nu, de aici pot să iau? Nu pot să iau de aici. Aoleu! Cred că o să tăiem puțin la montaj treaba asta când adun eu, ca să nu întindem episodul. Când adun eu concretul. Bang. Bang. În mod normal să-mi dea când nu... S-a umplut ăla, ia să vedem. 85. Hai că mai durează puțin și face. Îmi trebuie încă 15 concreturi și pe aceea construim space elevator-ul. Bang. Ia. Încă 13. Hai să aștept în modul să văd dacă s-au adunat în storage și după aceea dăm drumul la bang bang. Sper să-mi ajungă și combustibilul, că așa ce o problemă. Ia să vedem. Gata toate. Nu? Am tot ce-mi trebuie. Ia să vedem. Gata. Hai să facem cea mai, cum îi spunea, zic, cea mai mare construcție. O asta mai estoasă așa. Ia să vedem. Îi dăm de aici și îi dăm space elevator, frate. Ia uite. Bă, el are niște de-astea pentru benzi transportoare acum. Nu știu. Ia să pun put mai pe... Ia să vedem. Mai aici. Punk. Și construim, tati. Ia uite. Seamănă la joc, seamănă aici la chestia că se asamblează, seamănă cu Subnautica. Ia uite cum zboară materialele și se construiește.
Bang. Ia uite. Hăți. Și acum o să vină ceva din cer, ia uite. Ia uite. Coboară, așteptă să coboare. Bang. Se agață de astea? Atât. Da? Și văd că poți să putem și pune și asta bine, că putem să băgăm automat. Ca toate. Da? Și în momentul ăsta trebuie să se pune ceva materiale. Deci, uite, avem nevoie de 50 de rotoare și 75 de raffles iron plate. Și le trimitem și acolo începe să deblocăm alte și alte chestii. Da? Hai să termin și cu ultimul upgrade aici. Da? Și după aia ne apucăm de cărat acolo, de făcut, ia să vedem, aici putem să dăm și la asta select. Ce trebuie aici? Tabla am băgat. Am băgat și de-astea. Am băgat și de-astea. Și am dat și ultimul research. Da? Overclock. Overclock-ul putem să facem la, cum îi spune? Să facem la anumite utilaje, să-i dăm ca exact ca la calculator, să-i mărim puterea, doar că acolo să consumă foarte mult curent. Dar în schimb ne crește foarte mult producția. Voi sper să se lovească de lift aici. Da? Bun. Păi, cam atât pentru astăzi. Am făcut ceva deosebit. Am început să facem chestia asta, să asamblăm aici cu mașina asta de asamblat. Deci, ia uite, avem deja câte bucăți de tablă avem. Deja avem 205 de bucăți de tablă. Deci nu mai stăm noi să facem click, click, click. Eu o să mai așez un pic fabrica, o să mai montez asamblele astea pe toată zona asta aici, ca să facem tot ce am deblocat, adică rotoare, frame-uri din alea și cu... da, bine, asta care facem, deja facem tabla asta. Dar uite, punem aici, unde e tabla? Uite aici. Da, poate avem încă 50. Facem și rotoarele, am încărcat frumos și am dat trimis în spațiu și în timpul ăsta mai deblocăm una alta, mai căutăm una alta, o să vă arăt niște chestii, dar asta într-un episod viitor. Bun, dacă v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut această mașinărie, da, deci Space Elevator-ul, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, vă sincer, salut!